Bine v-am regăsit, sunt Ioana Brușten, aici la o nouă întâlnire capitală la București FM. Gata, a venit vacanța mare pentru elevi, se bucură, au timp de joacă, au programul neîngrădit de orarul școlar, de teme și de multe alte obligații. Sigur că vacanța nu este și pentru adulți, dar au timp mai mult decât în mod normal să petreacă împreună cu copiilor. Timp de calitate. Și aici, la timpul petrecut cu copiii, cred că toată lumea a auzit cel puțin o dată, dar nu putem spune o dată, cu siguranță au fost de mai multe ori, expresia nu știu ce se întâmplă cu al meu copil, nu știu ce-o fi în capul lui, nu știu ce gândește, nu știu ce gândesc generațiile astea de tineri. Ei bine, apropo de acest nu știu ce e în capul lor, să știți că oamenii aceștia au dreptate. Cred că au nevoie de o hartă ca să ajungă să-i înțeleagă pe copii, să înțeleagă cum și ce gândesc. Și, credeți sau nu, râdeți sau nu, există astfel de hărți, cel puțin o astfel de hartă. Este vorba de o carte apărută de curând la editura Herald și care chiar așa se cheamă, Comoara ascunsă, o hartă către mintea copilului, scrisă de Violet Oaklander. O să vorbim despre asta în cursul emisiunii de astăzi, pentru că vrem să vorbim despre ce putem face pentru copiii noștri, cum putem să-i ajutăm să treacă peste momentele lor mai puțin fericite, mai grele, peste sentimentele de frustrare, de nemulțumire, de mânie câteodată, de neîmplinire. Și nu numai atât, chiar dacă nu vorbim de sentimente negative, ce putem face pentru ca ei să fie în armonie și echilibru? Invitații ediției de astăzi sunt Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut, consilier școlar și profesor. Andreea, bine ai venit, mulțumesc! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Și Sorin Lucaci, un prieten mai vechi al emisiunii noastre, psiholog, scriitor și organizator de evenimente al editurii Herald. Sorin, mă bucur că ești din nou aici. Eu mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație. Și de ce editura Herald? Pentru că vă pomeneam despre cartea Comoara ascunsă, a apărut în colecția Psihoterapia da, editurii. Bine, hai să povestim exact despre ceea ce spuneam mai devreme, despre harta către sinele copilului. Cât de important este să avem o astfel de hartă, să știm să o folosim? Andreea. E foarte frumoasă metafora din subtitlul cărții, o hartă către sinele copilului, pentru că, așa cum spui și tu, uneori ne este greu ca și adulți să ajungem la sufletul copilului și la mintea lui, la nevoile emoționale sau sociale pe care un copil le are, la orice vârstă, indiferent că sunt la grădiniță sau că sunt aproape de adolescență. Și Violet Oaklander ne aduce în cartea ei niște modalități foarte apropiate limbajului copiilor și al adolescenților, prin care noi putem să descifrăm ceea ce ei ne spun uneori sau ceea ce exprimă și poate pentru noi adulți este greu de înțeles. Și da, consider că avem nevoie de o hartă, mai ales în contextul social de astăzi, în care copiii noștri trec prin niște schimbări extrem de rapide, societatea se schimbă rapid și atunci ei se adaptează, însă uneori noi, adulții, nu reușim să ne adaptăm, da? Și atunci avem nevoie de o cale de comunicare indirectă sau metaforică sau avem nevoie de ajutorul unui obiect, unei jucării sau unei tehnici metaforice prin care să ajung la copilul din fața mea și să-i pot vorbi același limbaj. Cred că este mai degrabă un ghid practic decât o hartă din ceea ce tocmai ai spus tu. Și apropo de societatea de astăzi, vreau să te întreb, există într-adevăr o mare nevoie de o astfel de înțelegere sau cazurile acestea pe care noi le vedem la știri sau citim despre ele pe Facebook, de copii care au diverse izbucniri, diverse probleme, diverse atitudini, sunt doar lucruri izolate, să le spunem, cărora li s-a făcut o publicitate exagerată? Cred că lucrurile sunt undeva la mijloc. Pe de o parte, din observațiile mele empirice asupra cazurilor cu care lucrez, cred că copiii, da, întâmpină niște dificultăți reale, da, venite pe fondul schimbărilor sociale și
cred eu, pe fondul unei anxietăți generale a societății, da? Observ că părinții sunt mult mai anxioși, nu vorbesc de grijă, da? Este diferența între grijă și anxietate. Și sunt extrem de preocupați ca copiilor să nu pățească ceva, să nu treacă prin situații dificile care ar putea să-i rănească într-o formă sau alta, dar se duc uneori la extreme părinții. Și atunci creează în copii și adolescenți niște neputințe, iar din aceste neputințe copiii încep să aibă, le putem spune, crize emoționale sau dificultăți de comportament sau stimă de sine scăzută sau, știu eu, simptome uneori și clinice, și ne referim aici la tulburări emoționale sau poate uneori tulburări din acestea de comportament. Da? Deci din surse medica intensitatea, aș putea spune eu, se pot declanșa uneori tulburări. Da, bineînțeles, există și mai mulți factori. Dar există și varianta cealaltă în care se și mediatizează mult mai mult decât înainte tot ceea ce înseamnă comportamentele copiilor sau modul în care se dezvoltă ei în societatea aceasta noastră. Accentuăm foarte mult aspectele negative. Bine, acum, dincolo de a vorbi de cazurile extreme, uite, de-a stânga și de-a dreapta ta, doi părinți care dădeau din cap aprobator la ceea ce spuneai mai devreme, nevoia aceasta continuă și poate puțin exacerbată de a-i feri și de a-i păzi de tot felul de rele, care, iată, nu este neapărat cel mai bun lucru, ci poate induce anumite sentimente și anumite probleme în copii. Sorin, se bucură de interes acest tip de cărți, această colecție, Psihoterapia, pe care o scoate editura Herald? Da, cu siguranță. Chiar vreau să punctez ceea ce a confirmat și a spus și Andreea, faptul că această carte, Comora ascunsă, O hartă către stilele copilului, de Violet Ocklander, este o carte plină de cazuistică și trebuie să ținem cont și de, aș spune, de notorietatea, de celebritatea autorului, Violet Ocklander, care a făcut 3 ani, a urmat 3 ani de terapie gestalt, pentru că vorbim în această carte despre terapia gestalt, lucrul cu copiii, prin artă, prin desen, așa cum noi am exemplificat și în cadrul lansării pe care am avut-o în urmă cu 2 săptămâni. Deci, cum spuneam, ea a urmat 3 ani de formare la Institutul Gestalt din Los Angeles, are un doctorat în psihologie și 2 master în consiliere familială și în educația copilor. Deci, iată, are un background solid, foarte, da, bun, un CV impresionant. Și vine cu foarte multă cazuistică, cu studii de caz, așa cum le stă bine cărților din, aș pomeni eu, din colecțiile Psihoterapia și Psihopractica, pentru că vorbim despre sfaturile practice pe care psihologii, psihoterapeuții ni le oferă ca să ne ajute atât în relațiile interumane dintre parteneri, dar cât și în relațiile cu copiii noștri. Și aș face o mică paralelă către altă carte, mai ales din postura de consilier școlar, Andreea o să ne vorbească, și de profesor, Mindfulness pentru profesori, în colecția Mindfulness, care vorbește despre cum ar trebui cadrele didactice, profesorii, să revină la un fel de climat de armonie în sările de curs. Pentru că, până la urmă, când vorbim despre educația copilului, și ambele cărți spun acest lucru, până la urmă vorbim despre niște eforturi conjugate. Eforturile părinților, împreună cu consilierii școlari, educativi, consilierii educativi, împreună cu cadrele didactice, pentru că toți trebuie să pună umărul la dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copilului. Perfect de acord, deci uitați Comoara ascunsă, O hartă către sinele copilului, proaspăt lansată de editura Herald, Violet Ocklander, autor, ați auzit cu ce fel de specializare impresionantă, merită să o căutați și să o cumpărați, să o răsfoiți, ca să vedeți cu atât mai mult cu cât sunt studii de caz, mai simplu de văzut și de aplicat, poate, acolo unde lucrurile seamănă cu ceea ce aveți acasă. Andreea, cum se folosește în practică, dacă tot este să îi sfătuim pe cei care ne văd și ne aud să citească și să încerce și ei să aplice aceste lucruri, cum folosești tu în practica ta, la școală, la cabinet?
Da, țin să menționez că Violet Oakleander este unul dintre autorii mei preferați, este unul dintre autorii după care mi-am ghidat abordarea psihoterapeutică. O parte din formarea mea este în gestaltterapie și atunci vorbim același limbaj, într-o formă sau alta, în lucruri cu clienții noștri. Dar specific, modul în care aduc abordarea ei în psihoterapia cu copiii și adolescenții, o fac în primul rând prin a fi în relație cu copilul din fața mea. Da? Abordarea gestalt are acest principiu de a fi în prezent în relație cu cel din fața noastră. Da? Și atunci eu încerc să fiu acolo fără problemele mele personale, fără grijile implicată mele, total. Exact, în relația cu copilul sau adolescentul din fața mea și implicit cu părinții lor. Pentru că în terapia cu copilul și adolescentul nu lucrăm aproape niciodată fără părinți. Da? Tocmai pentru că copiii și adolescenții depind de părinții lor, sunt încă în acea simbioză cu ei. Să nu vă speriați de ceea ce auziți, nimeni n-a spus vreodată că a fi părinte este o meserie ușoară, ba chiar dimpotrivă, și e bine să știm. Acum pornim de la ABC sau mai învățăm pe parcurs, cred că este un full-time job, este o meserie, învățăm zi de zi câte și ceva. Și părinții au nevoie de suport în a gestiona unele din dificultățile copiilor, dar și din dificultățile lor pe care le întâmpină în viața de zi cu zi cu copiii. Cumva aș vrea să vorbesc despre una dintre tematicile pe care Oakleander le aduce în carte și cred că este un pic mai puțin cunoscută în lucruri cu copiii. Mulți colegi de-ai mei de vrea să vorbesc despre managementul furiei, despre cum să ne gestionăm emoțiile, despre, știu eu, cum să facem față comportamentelor provocative. Însă Violet Oakleander vorbește în cartea ei despre modalități de învățat de pe copii să-și hrănească sinele, să aibă grijă de ei înșiși, chiar de la vârste foarte mici. Este un concept pe care noi, ca și societate, nu l-am învățat. Și nu vorbesc doar despre români. Cred că noi, ca oameni, nu am fost învățați să avem grijă de noi și de durerile noastre emoționale sau de rănile noastre emoționale. Și vă pot da un exemplu concret despre cum învăț eu un copil să-și hrănească sinele, să aibă grijă de copilul său interior. Da? Chiar am un adolescent la școală cu care lucrez de vreo 2 ani. Este un copil supradotat și s-a mutat la noi la școală pentru că în celelalte școli nu a putut face față, nu s-a putut adapta și acolo a fost destul de frecvent agresat, chiar și marginalizat de către cadrele didactice. Și atunci el a interiorizat o idee, o introiecție se numește, adică un gând despre sine, cum că el este un copil rău și că este un copil care nu merită acceptat, să fie acceptat. Bullying-ul a lucrat. Exact, da? Și atunci copilul acesta are o stimă de sine foarte scăzută, da? Crede numai lucruri negative despre sine. Și de curând am lucrat într-o ședință din aceasta din terapie, o secvență în care el și-a făcut de curând un prieten în școala aceasta noastră și și-a pus tot sufletul în această relație. Acest prieten l-a respins. A spus că o perioadă nu vrea să mai fie prietenul lor din motive, mă rog, cine știe, da, de ale lor. Da, însă el imediat cu mintea lui s-a dus într-o scenă din școala anterioară în care a fost respins în fața întregii școli, în care a fost etichetat ca fiind copil rău. Mă rog, i s-au spus mai multe lucruri. Atunci copilul a început să plângă și a fost foarte afectat. Spunea, uite, din nou mi se întâmplă și în școala asta, nu sunt acceptat, sunt respins. Și atunci ce am făcut este că i-am explicat copilului că noi în sufletelele noastre și în sufletele noastre de adulți avem toate ipostazele noastre pe care le-am avut la toate vârstele, de începând de la naștere până în prezent. Da, avem copilul acela de 3 ani, copilul de 8 ani, adultul de 25 de ani și așa mai departe. Și am spus că acel copil de 7 ani, pentru că atât avea el când s-a întâmplat acea situație, suferă foarte tare încă în sufletelul lui și acela este copilul care plânge, care este foarte rănit pentru că a fost respins. Și am spus, ok, hai să găsim o marionetă care să reprezinte pe acel copil de 7 ani. Și el în jucăriile mele din cabinet a găsit o marionetă care era foarte încruntată și cu lacrimi pe față, chiar așa era reprezentarea feței marionetei. Și i-am spus, ok, hai să vedem ce putem face să-l îngrijim pe băiețelul de la 7 ani care suferea atât de tare. Și atunci împreună eu l-am ajutat să-i spună cuvinte frumoase, să-i ofere îmbrățișare, să-i ofere lucrurile pe care nu le-a putut primi în acel moment în care el avea mare nevoie. Da? Și a făcut lucrul acesta într-un mod foarte natural și se vedea pe expresia lui din prezent cât de intens trăiește această vindecare.
Da? Însă vindecarea a mers și mai departe. I-am dat ca temă pentru acasă să ia marioneta cu el și înainte de somn, poate să-i spună o poveste, poate să adoarmă cu marioneta, să o mângâie, să-și imagineze că este acel copil de 7 ani care a suferit atât de tare acolo, în fața școlii. Și atunci, timp de o săptămână, el a făcut asta și la următoarea ședință am verificat cum a fost. Și mi-a spus că i-a adus mult mai multă liniște interioară faptul că el s-a putut conecta cu sinele său de la 7 ani. A făcut o autovindecare în interiorul, da. În interiorul său. Da, foarte interesant. Uh-huh. Însă trebuie să menționez că eu lucrez deja cu acest copil de 2 ani și am trecut prin mai multe etape ale procesului terapeutic și el a ajuns la capacitatea de a-și activa singur niște resurse. Da? Când suntem la începutul psihoterapiei, nu prea putem să facem lucrul acesta cu copiii pentru că există o stadialitate. Mai întâi trebuie să-i ajutăm să se conecteze cu sinele său, da? Prin tehnici de joculețe corporale, prin explorări senzoriale, apropo de metoda lui Oaklander, da? Ea spune că atunci când copilul trece printr-o dificultate psihologică de orice fel, copilul se deconectează de la sinele său, da? Și de cele mai multe ori se deconectează de corp și de emoții, da? Nu va ști să-și recunoască emoțiile, nu va ști să spună cum se simte în corpul său. Și atunci prima noastră treaptă în psihoterapie, prima etapă, este să-i ajutăm pe copii să se reconecteze cu sine, da? Și vom face acest lucru de cele mai multe ori prin joculețe. Joculețe de conectare cu corpul, de identificare a emoțiilor, de exprimare a lor. Și apoi începem să intrăm în problematica pentru care a venit la noi în cabinet. Am înțeles. Bun. Și dacă ne dorim și ne dorim din tot sufletul să nu ajungem la situații de genul acesta, situații în care copilul să sufere, situație de stres, de traumatism chiar. Da. Pomenea Sorin puțin mai devreme de conceptul mindfulness, acela de păstrare, de creere și de păstrare a unei atmosfere de echilibru și de armonie și la școală, în clasă și bănuiesc că în general. Hai să vorbim puțin și de asta, pentru că avem mare nevoie să învățăm cum să facem acest lucru. Da, este vorba despre atenția conștientă, despre prezența conștientă și asta este valabil, cred că, în toate zonele în care noi trăim în viața cotidiană, eu știu, începând de la job, continuând pentru cadre didactice, pentru profesori în sala de curs, continuând acasă cu copiii noștri, vorbim despre parentajul conștient, la fel vorbim despre atenție conștientă, despre mindfulness în relațiile de cuplu, relațiile interumane în general. Deci iată că mindfulness-ul se aplică foarte bine, cum am spus, în toate zonele. Iar cu atât mai mult, Patricia Jennings, care are și ea un CV impresionant, profesoară de științele educației la Universitatea Virginia și 40 de ani de practică în mindfulness, vine cu această carte care, la fel ca și Comoara Ascunsă, are un subtitlu foarte interesant, Cum să obții armonie și productivitate în clasă. Iată că, cred că asta spune tot ce înseamnă pentru profesor, și aici Andreea ne poate spune foarte bine ce înseamnă pentru profesor, să fie conștient, să aducă prezența și atenția conștientă în sala de curs și să le capteze cumva atenția și elevilor, să-i facă și pe ei să fie la fel de prezenți de sine, de conștienți, că se află acolo în momentul ăla. O carte pe care le-aș recomanda-o cu tot dragul tuturor profesorilor, Mindfulness pentru profesori, ca să avem în sălile de clasă exact ceea ce spunea Sorin mai devreme. Andreea, tu ești și profesor, în afară de psiholog și psihoterapeut. Așa este, sunt și profesor. Aplici această metodă, această teorie în clasa ta? Cu siguranță și încercăm ca și școală să aplicăm această abordare la nivel de școală prin a aduce această practică mindfulness în clase, în experiența profesorilor și a copiilor în fiecare zi. Trebuie să fac o clarificare, sunt profesor, însă predau o materie numită învățare socială și emoțională. Da? Și, mă rog, este în cadrul unei școli internaționale private și atunci curicula și abordarea școlii ne permite să facem astfel de materii, da? Și pornind de la această tematică, învățarea socială și emoțională, noi învățăm pe copii și implicit cumva profesori învață cum să ne conectăm cu noi înșine și să ne trăim viața într-un mod prezent, să ne bucurăm de viața noastră de zi cu zi, pentru că despre asta e vorba în esență, cu toții ne dorim să ne trăim viața cât mai conștient.
Și atunci abordarea lui Jennings se potrivește foarte bine, pentru că ea vorbește despre atenția conștientă, abilitatea de a fi cât mai mult în prezent și de a trăi clipa pe care o trăim, fără să ne ducem cu mintea în trecut sau să ne anxietăm pentru viitor. Da? Și având această abordare în care profesorul este în prezent, este cât se poate de atent la sine și la elevii săi, la clasa pe care o conduce într-o formă sau alta și o dirijează, îl ajută această abordare de a fi cât mai mult în prezent să fie în contact cu copiii pe care cărora le predă și să fie în contact cu sine. Da? Pentru că ea, Jennings, vorbește foarte frumos despre autoreglarea emoțională. Noi dorim să învățăm copiii să se autoregleze emoțional, nu să-și gestioneze emoțiile, da? Adică să poată face față în situații și plăcute, dar și neplăcute, să-și poată face față propriilor emoții. Și atunci, eu ca adult va trebui să fiu un model pentru copilul din fața mea, ca eu în primul rând să-mi pot autoregla aceste emoții, ca apoi copilul din fața mea să poată face asta. Pentru că nu pot să merg la clasă și să le cer copilor, fiți calmi, fiți relaxați, și să o spun pe o voce așa țipând și încruntată. Și poate sau și eu butonând telefonul mobil, că se întâmplă și asta, din păcate, jumătate din oră, în timp ce copilul acela eventual îmi și răspunde la lecție. Exact, apropo de a fi atent la celălalt din fața mea. Da? Și, Jennings aduce foarte multe modalități și teoretice, ce ne explică cum funcționează emoțiile și de ce uneori ne lăsăm dominați de emoții în situații conflictuale, mai ales pentru că experiența predării în fiecare zi aduce foarte multe provocări. Da? Meseria de profesor este meseria în care profesorul trebuie să rezolvă cele mai multe probleme pe minut. Da? Statistic s-a demonstrat. Și atunci tot timpul el are mintea ocupată cu okay, ce soluții să găsesc. Da? Dar apropo de realitatea această cotidiană și schimbarea societății prin care trecem cu toții, realitatea este că deja copiii petrec mult mai mult timp la școală decât acasă și atunci deja cade în sarcina profesorului să-l ajute pe acel copil să gestioneze și emoții dificile prin care trece sau să-l învețe pe acel copil unele abilități sociale de relaționare pe care anterior părinții copiilor cumva învățau copiii. Și atunci, cu atât mai mult profesorul are nevoie să fie echilibrat emoțional, să știe cum să-și gestioneze, să-și autoregleze propriile emoții, să facă față conflictelor, ca să-l poată ajuta pe copilul din fața lui. Mi se pare extrem de logic. Spuneai mai devreme că e o școală internațională privată, este un regim special, o curiculă specială. Bun, dar aceste metode, aceste exerciții, acest mindfulness poate fi aplicat și în școlile și cu programă normală, în școlile obișnuite. Sigur că da. Și chiar am un exercițiu foarte scurt pe care aș vrea să-l împărtășesc cu voi pentru a vă arăta că nu trebuie să avem cunoștințe extraordinare sau metode avansate prin care putem să facem mindfulness cu orice copil, în orice cadru, pentru a-i ajuta să rămână în clipa din prezent. Și o să iau ceva din A fugit puțin din cadru, dar se întoarce ca să ne demonstreze practic. Da, Sorin. Bine, Andreea, am să fac o scurtă completare. Am zâmbit ușor. Cred că mindfulness-ul ar trebui în mod normal să existe în toate școlile, deci atât în școlile cum este Școala Verita Internațional, dar și în școlile de stat, chiar poate băgată cumva ca disciplină în programa școlară, pentru că mi-a plăcut foarte mult capitolul 2 care se intitulează Arta emoțională a predării. Mai mult de atâta spune tot titlul, spune tot ce trebuie. Pentru că de cele mai multe ori venim cu experiența noastră, făcând mindfulness, cum a spus Andreea, putem să aplicăm la oră. Dar dacă noi nu știm ceea ce înseamnă, noi, cadre didactice să spunem, nu aplicăm pe noi, cu siguranță nu vom aplica ca nici în sala de curs și noi vom veni cu acel balast, cu acel bagaj emoțional negativ și bineînțeles că în atitudinea noastră copiii vor vedea că ceva nu este în regulă, nu ne putem preface. Așa că încă o dată, mindfulness pentru profesori. Am spus și repet, Andreea, exercițiul tău.
Da, o modalitate concretă prin care putem face mindfulness, putem trăi în prezent alături de copiii din fața noastră, dar și noi, este prin a asculta conștient ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Jennings sugerează 3 modalități principale ușor de abordat în școală. De exemplu, să facem ascultare conștientă, să facem mâncat conștient, pentru că copiii își aduc sandvișuri și noi uneori mâncăm împreună cu copiii, dar și prin a face mers conștient. Da? Și eu vreau să vă exemplific cum facem noi ascultarea conștientă cu copiii noștri la școală. Dacă mă poți ajuta cu microfonul, mulțumesc. Am aici niște clopoței care scot un sunet foarte frumos. Și noi, la începutul fiecarei zile, avem momentele acestea 5 minute, 7 minute în funcție de vârstă de practică, în care copiii sunt învățați să asculte sunetul clopoțelului și să-și concentreze atenția pe sunetul clopoțelului până acesta se termină, da? Iar apoi, din această ascultare conștientă, mergem la respirația conștientă, facem tehnici de respirație, pentru că respirația ne ține în prezent, este ancora noastră care ne aduce întotdeauna în ceea ce trăim acum, da? Din orice gând. Și atunci ne punem cu toții într-un cerc, stăm în mindful body, îl numim noi, corp prezent, și atunci uneori închidem și ochii ca să ne putem concentra mai bine și profesorul, eu ca profesor, fac acest sunet. Și eu concentrez atenția pe sunet până se termină. S-a făcut liniște maximă. Da. Iar când se termină sunetul, copiii ridică mâna pentru a arăta că atenția lor este acolo și că au prins finalul sunetului. Uh-huh. Da? Și apoi începem cu exerciții de respirație, de împământare și mai puternică. Lucruri simple, care, iată, e un răspuns la întrebarea mea de mai devreme, pot fi aplicate indiferent de școală și indiferent de clasă, atâta exact. Timp cât și profesorul cunoaște și se ocupă de asta. Cât de mult ar putea să îmbunătățească? Pentru că undeva trebuie să punem punct, deși cred că ar mai fi multe de povestit despre aceste metode, despre aplicarea lor în școlile noastre, care ar aduce extrem de multe beneficii. Cât de mult și cât de repede ar putea schimba lucrurile? Cred că ar putea schimba și mult, însă repede cred că ține de fiecare clasă în parte. Da, și de fiecare profesor în parte, cât de mult este profesorul dispus să lucreze cu sine, pentru că despre asta este vorba în primul rând, și apoi ține și de clasa în sine, pentru că uneori s-ar putea ca în clasă să avem și copii cu nevoi speciale și atunci la aceștia s-ar putea să ajungem prin alte modalități sau prin tehnici mai specifice. Dar în general, dacă avem o practică constantă, dacă în fiecare dimineață când ne începem clasa și poate la finalul orelor avem această practică de 5 minuțele, vom vedea că deja către jumătatea anului școlar, copiii se așează natural și încep să aibă această calmitate și atitudine mai prezentă în experiența lor de zi cu zi, chiar și în relația cu copiii de vârsta lor, chiar și în jocurile pe care le fac, da? Pentru că mindfulness-ul și practica aceasta mindfulness ajută foarte mult la centrarea pe noi înșine, pe nevoile noastre, la reducerea impulsului, la abilitățile de a ne concentra și de a ne focusa în procesul de învățare. Și până la urmă, cred că acesta este scopul oricărui profesor, își dorește ca elevul din fața lui să poată învăța ceea ce profesorul are de predat. Vorbim atât de mult despre ceea ce se întâmplă în alte țări și facem veșnic comparația cu Finlanda, care are acel sistem de învățământ extraordinar, cel mai bun, al cărui moto sau al cărui obiectiv principal este acela de a fi fericit copilul, elevul care este la școală. Până la urmă, sigur că nu se întâmplă totul de azi pe mâine, dar undeva trebuie să începem și poate că n-ar fi un început rău. Hai, nu știu, să facem ceva, să ne hotărâm și să încercăm să o facem în educația de masă, pentru că ar fi minunat. Și mai vreau să-l întreb pe Sorin ceva, pentru că știu din întâlnirile noastre anterioare că a fost și el profesor în tot felul de tabere, la cursuri, a predat diverse clase. Spune-mi, ai încercat sau ai încerca această variantă cu
copii, tineri în fața cărora ești? Aș încerca și practic pot să aduc în discuție cursul Poetica de la Școala Chiufil. Noi am mai vorbit despre treaba asta, dezvoltare personală prin teatru. La cursul Poetica încercăm practic cu cursanții să-i aducem acolo în curs, deci să fie prezenți cu mintea, sufletul și corpul, să fie mindful până la urmă, învățând să-și exprime emoțiile prin intermediul unui text liric, atât prin recitare, apoi prin zona de creative writing, să compună o poezie. Deci pe mine mă interesează foarte mult să aduc conceptul de mindfulness într-o sală de curs, pentru că până la urmă asta este foarte important. Cred că ar fi bine, exact cum ai spus și tu, măcar 5, 6, 7 minute rupte din fiecare oră de curs pentru a face treaba asta. Și acum îmi imaginez, mai ales la orele de dirigenție, unde de regulă nu se întâmplă mare lucru, se discută despre lucruri administrative. Cam dar uite, bine ar fi. Exact. Să se facă loc. Știi, m-am gândit că poate trebuia să începem un pic altfel. Noi n-am tradus termenul mindfulness. Poate că nu toată lumea a înțeles exact despre ce este vorba ca traducere liberă în limba română. Minte liberă, deschisă. Este chiar o metaforă foarte frumoasă acolo, scrisă de Jennings. Plenitudine a minții. Mm-hmm. Ce da? Mai? Modul în care noi suntem cu adevărat prezenți în mintea noastră, în corpul nostru, în ființa noastră. Foarte frumos spus. Pe scurt, aș zice că ar trebui să reținem din această întâlnire cu invitații de astăzi, aici la Întâlniri Capitale, un lucru. Există variante, nu știu dacă neapărat simplu de atins, dar există variante care să-i facă pe copii și pe noi alături de ei mai echilibrați, mai armonioși, mai calmi, într-un final mai fericiți. Există variante care pot fi aplicate și relațiile interumane să se schimbe în mod semnificativ. Există. Trebuie să vrem să le descoperim, suntem ajutați să le descoperim prin cărțile care apar, pentru că sunt specialiști în lume care se ocupă cu asta de o viață și sunt extraordinar de titrați în domeniile lor. Trebuie doar să vrem să încercăm, nu mâine, nu de săptămâna viitoare, nu de luni sau de astăzi, începând de acum. Și o să vedem, așa cum spunea Andreea, că la un moment dat lucrurile se așează și se schimbă. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant și foarte nou ceea ce ați adus astăzi aici la Întâlniri Capitale. Îmi doresc să vorbim și altă dată despre astfel de lucruri de care toată lumea are nevoie, cred că recunoaște că are nevoie, ne mai trebuie un impuls ca să le punem și în practică, să încercăm de-a binelea, nu doar să dăm un like și exact. Atât. Au fost, dragii mei, Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut, consilier școlar și profesor la o școală internațională privată, și Sorin Lucaci, psiholog, scriitor și organizator de evenimente al editurii Herald. Vreau să vă mai aduc aminte odată cele două cărți pe baza cărora am discutat astăzi: Comoara ascunsă, o hartă către sinele copilului, Violet Oaklander, autor, și Mindfulness pentru profesori, dragi profesori, tot așa vă recomand cu toată dragostea, de Patricia Jennings. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc dacă ați stat alături de noi, sper că v-a fost de folos și că v-am atras atenția. Până data viitoare, rămâneți neapărat armonioși și echilibrați! Be smart, be cool, be fresh, be FM.